Hai că mă duc după hai. Prietenii, bună ziua, sunt patrona de la Strahaia. Pun să fac o ciorbă la ceaun pentru leu. Da, de curcan. Curcan, de bună, frumos! Leu, ce sunt? Vezi sau cola? Da, tocai ceapa aici. Aici tocai ceapa. M-a dus-o pun. Bă, bă-ți găbea, că vinu să-mi faci și mie aici, zic la telefon. Îl simți tu? Bine, ce să schimb. Hai, mă, nu mai fi al de-aia. Știi, mă! Eu vreau cu cola. Eu vreau cu cola. Mă, leule, merge cu mine la Severin ăsta, să fută tot. Pune-l un român. Pune-l un român. Hai, uite, ai iubit cu condiul de străin. Da, putem să ne ajutăm FIFA. Puteți să jucați dacă vreți, dar să fiți ușoare. Da, trebuia să mai lași pe David afară un pic, că avea venit și de la școală. Nu, să stătea cu trotineta. A, lasă să stăm cu trotineta. O să mă dau. Ia Leona după asta. Dar dai tu voi. Da, dar ușor. Dar dai tu voi după aia. Da, 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 lasă că tu iarăși o arunci. Nu, papu, mi-ai mai mult de hol, ce de la cu mine? Mă, o arunci? O arunci, papu, foarte. Băi, doar jumătate. Ha, nu mai sunt, nu mai sunt, nu galbenul pe ăsta. Nu, ia jovințe, e de la. Nu, galbenul mai sunt. Lasă că se duce Mihaela. Felu. Nu mai mă, după patru ani, pierd, gata, am fost de 10 ore în magazin. Nu, nu, dar ești din frigider. Uite, e din frigider. E o bucată de peper și nu veniți. Nu, da, e destul mare. Mă, nu duc durația asta, mă. Că nu-i vorba, mă duc la magazin. Dar te ia burta. Nu, nu, magazin, aici. Dar nu, ea, pune asta în frigider. Dar galben din ăla. Păi mai e galben? Da. Mai e o bucată. Da, o felie, da? Ca să nu se facă... Te-ai batalon, mă, la mulți ani. Nu știu, sunt odiesc. Hai, ca vreau să pun pe bună. Sunt Ce mai cameră de cărmă? Bagană de cărmă, da. Ce șoamnă mea întreburile, doamne, mai? Aș vrea de carană, nu să-mi bagă el întreburile. Da. Te traiesc 1100 de miliarde de ani. Auzi, râs, prieteni, e spus să cumnatul meu, romanul Leonardo, să aducă pe mamă să acasă. Și el spuse... La mulți ani, Romane! Și el spuse că nu se bagă el în lucrurile lui Ursul și lui Lumina. A văzut ce cu minte e. La mulți ani, Romane! Îți facem tot astăzi. Pune-i cu bunică ta pe Anca să-i facă și lui, că el a luat-o. A crescut-o. Hai, du-te, pune-o, bă, dacă nu iau-o și lovesc. Bună!
în care a pe globul. Și-a întoarce la noi. Te trai roman. Cine e supona? Se cheamă și tu pe mama ta, Bianca. Ia. Prieteni, roșiile zvierni, n-am făcut sărăt și lapă și n-am făcut bulion, n-am făcut nimic. Cine știe cum o fi? Da. Muzica aia, ca filmez și eu. De 8 ani. De 8 ani, da. Hai o să lăs 13. Bună, măi, Ce faci, la Romane? E la Romane, de 66, că era 67 de ani. La mulți ani, la mulți ani, nu eu. Hai de puțin pe carul ăsta, că te-ai putut din banca ta. Tu pe cuvă, că nu pun o iubuie o veră. Dacă pune aici, ai bine, pe noare. Aici, ca să ia și ne-a roman. Hai, da, roman. Pepe, negal, pepe. Nu? Hai bine, pune acolo. Stai să duc cu pe pământ. Nu, trebuie să fie sigur, că vreau că pe care nu pot să mă lăsați. Că nu pot să mă lăsați. Tu pe care pune parte, că ai ca să filmezi. Ca filmos. Pe cine filmezi? Pe tine. Ai pus pe mine sau pe Luci? Pe tine. De ce ai pus-o filmezi? Pe Luci filmează și ea nu ne spune că filmează, Luci. Nu ne spune nu nimic. Te-a dus medicamentele. Haide. Dacă mi-a dus medicamentele, ține la tine aici. Pune pe tine, că e filmarea ta. Pune pe tine, ține la lume, că pe tine mi-a zis la mâine. Luci. Ne-am lăsat? Dar cine am? Dă stomac. Ce dă stomac? Bă, tate, ce mai dă și tu la prietenii nu mei? Ia vorbește-o cu prietenii mei. M-a supărat Ion. Spune-și tu ce s-a făcut Ion. Un con ai luat? Un con. Deci, prieteni, să vă zic ce am făcut. I-am adus lui Ion... O farfurie plină cu mâncare, cu pilaf, cu mămăligă, cu carne, proaspătă, abia făcută. Am zis că na, să iei aici cu noi în curte, e normal să mărânce toată lumea. Așa e frumos, nu poți să faci diferențe, mai ales că suntem oameni, nu? I-am adus frumos cu pâine, cu mămăligă, cu tot ce trebuie, ce am avut noi în farfurie, i-am pus și noi. Mă duc, ies la poartă, o să vedeți la mine pe filmare, cu farfuria în mână, fericită că îi duc lui Ion să mănânci.
Și zic, bă, că îmi trebuie mie pomenile voastre, nu știu ce. Să-ți mai fie milă și să mai ziceți mulți dintre voi hateri, să zic așa, că ne batem joc de el, că nu-i dăm o farfurie cu mâncare, că nu știu cum. Dacă îi dai să mănânce, nu e bine. Dacă nu-i dai, iară nu e bine. Foarte urât, nu mă așteptam și am dat mâncarea la câini. Că au mai multă nevoie ăștia, care n-au pe nimeni, decât Ion, care primește de pomană doar băutură și mâncare. Și țigări, pardon. Că mâncare nu, să nu vadă mâncare. Ia, patron, că le-am povestit. Da? Ce-a făcut Ion? Prietenia asta este... Ion, uite, așa e, să dă mare. Să dă mare, prieten, să dă mare. Să dă mare, prieten. Ce mai zărisi, că ce ai mai auzit, ce ai mai... Nu știu, patroana, uite, mă sună Leo să mergem iar la dinți. Tot îi spune doctorul, ba mâine, ba mâine, ba mâine. Păi să vorbească cu el, să-l întreabă. Uite, așa îi place lui, să ne vedească de să duci. Mâncați motorina degeaba. Hai că-i zi frumoasă astăzi, nu-i căldură rău. Da, a fost al frig azi dimineață. Da. A fost frig azi dimineață. Mi-am luat fanelul pe noi, trebuie instalația, sofanul, dar de oameni. Să-mi pună și mie caloriferile, să rămână pe centrală. Cum facem? Iai aia poza de la Mârțacoi. Am bază pe tine că i-ai filmat. Și dacă, și dacă e, ne repezăm la Diva și le luăm. Da. Câte una? 65 de milioane. Câte valți are de mare? De vreo 60 de valți. Și câte camere încălzăști? Ce-ți dai seama câte camere? 4-5 camere. Păi ia poza. Ia poza și mergem luna viitoare, când luăm banii, mergem să le luăm. Păi fă-i risică treaba asta, că n-are cine să o facă. Acum, când vine ăsta acasă, merg la el acasă și fac filmare și cu filmarea... Mergem acolo. Mergem acolo. A, da, așa, am toată nedeagea în tine. Atunci vorbesc cu maestorii să... Băi, Ursu, ai văzut că am și eu două de alea în mașină. Ce? Surse de alea de... Poate faci... Ce la tine în mașină să văd? Asta vreau să-ți arăt. Stabilizatoare de la de curent. Așa. Putem face ceva cu el. Aflăm, vedem. Ha? Mi-a furat pisica. S-a furat pisica, aia mică. Cine a furat-o? Nu știu cine a furat-o. Dar ai grijă că s-ar putea să fi murit. Nu a murit. Și... Mă, știi ce frumoasă e? Mamă, ce frumoasă era! Dar știu sigur că a fost furată, am aflat de cine? De cine? Prieten, s-a furat pisica. Dar frumoasă era foc pisicuța aia. Mie nu mi-a plăcut până acum pisica de aia. David. Da. Și asta este, prieten. E furară și... pisicuța, dar fu frumoasă. După aia trebuie să strângi bani de lemne. Da. M-a rugat toată vara la Iulica cu lemnele. Și ne le dătea ieftine. Acum ți-am făcut peste 30 de milioane. 33 de milioane. Da, la Iulica. Da. Vezi? Și asta vară mie mi le dătea ieftine. Așa suntem noi țiganii, nu le luăm când trebuie. Căciulă luăm când dă zăpada. Voi luați căciuli. Bă, patron, de ce se numesc țigani? Că țiganul e tot țigan. Căciulele le ia țiganii când dă zăpada, când va devede frigul. Da. Asta este, prieten. Și că ăsta mă cheamă în fiecare zi, hai să mergem, și el nu vorbește și el cu doctor. Domnul doctor, vezi că vin. Dar el, hai că mergem acolo. Mai ia câte un pepin. A mâncat, el a făcut diabetul 350. L-a băgat la el în cameră, a mâncat jumate de pepin, jumate de luberiță. Ba, auzi omul tău. Dar direct mi-a zis, le iei și le bagi la mine în cameră.
Că mai mi-a luat mie jumătate de pepe și l-au mâncat. Ghile, bă, du-te să vezi, am băgat aragazul ce-am făcut în bucătărie, ce-am făcut Luci toată noapte. I-a făcut condiția cu să gătească acolo, să pună tigaia când are nevoie. Eu nu-i mai fac. Lasă să-și gătească, patron. Eu de acum, uite, fac numai ciorbă când e afară. Lasă să gătească, ca să nu mai spune după aia că sta la strehaia și da. Facă patroana orice. Știi ce? Să facă, ca, să facă ca la București mâncarea. Lasă să-și pregătească da. El cum vrea el. Să nu atât. Mai spui că-i... Să spună că dai numai porcii și ăla. Eu îmi fac eu și mănânc afară cu ea. Carnea de porc, patroană, o pui la ladă, o pui în pungă și mă suni și am venit și am luat. Da, așa facem. Numai că nu mai mănâncă, uite rânză, că o să-i colo, mai nu mai e rânză, că vine alelante, mai e o bucată și mai ne punem pe grătar. Mai ne punem câteva noi pe... Dar știi ce n-avem? Vin de taie la limbă să cumpărăm struguri și vin. Acum când o să fie timpul... Auzi, stai așa, eu merg cu Bill când se adună la Vardinița. N-am adus de 20 de ani vin de acolo. De ăla negru. Nu mai e patronă ce cum erau dat. Știi ce? Luăm mai puțin să avem de Revelion și de Crăciun. Am ambiție și eu să luăm vin de la de beam eu când eram tânără cu patronul. Am prietenii mei și tot îmi dă câte Doamne Jeanu. Cât o fi tira. Eu nu le am cu ăsta, nu mă interesează. Copii. Nu te interesează la copii de sărbători? Copii își cumpără ei. Mergi cu noi acolo să vezi vinul ce este. Sânge de iepuri. Da, ne-a rămâne, dar ăla e puternic. Bine, ai un par cu apă minerală și ai terminat. Cerneală. Cerneală, da. Da. Dar dacă mai găsim, nu mă. Să găsești, acum ieși în piață acolo la Creava. Noi ca la... Patru ani, să nu mai faci greșeala să te duci după el. Că no. Trec oamenii pe drum cu el, pe stradă. Știi că vinul ăla de la Bălățița e ca la Neamărin de la Băilești, nu te doare capul, nu nimica. Trec oamenii pe stradă cu mașină. Când ăsta nu vede, uite cum pune picioare. Doamne... A stat iar pe TikTok. De ce stai noaptea? Nu a stat așa. Da, domnul Leu, ce mai faci? Gata, trebuie să plec. Mai ai pepene să mănânci când vii? Doamne! Mai ai pepene? Mai am un frigider, n-ai? Îl mănânc eu ăla. Dacă îl mănânci, tu mănâncă. Tu mai ai de la Severin altul? Da, mai iau altul. Doamne! Iau cu am bani. Nu încerc de la tine. Eu îți pregătesc ciorba de sare, o mănânci. Au ce bag în ea, orez ori macaroni? Ce bag în ciorbă? Hai! Mai altul, dragi prieteni, vreau să deschid un vlog cu patroana. Am văzut că a fost poate un pic supărată pe mine, dar nu știu de ce. Și țin să îi menționez personal, eu ca bucătar de ia România. Ia de să mă filmez bine. Da, mă, da. Da, mă, da. Da. Și știu, poate e patroană. Am înțeles. Ia să e așa, uite, să audă prietenii, să audă prietenii, nici nu să-mi filmez și mie. Dar uite-te 10... în telefon, nu te uita în jos, că da, nu... Da, câte 10 minute să am și eu vantaj de tine. Da. Stai așa să-ți spun. Am mutat aragazul, am mutat tot, am văzut, fac... da. Dar stai, ți-a lăsat bucătăria aia pentru tine. Acum a zis Salil și cu tati că-ți cumpără un pat. Da, serios, și te muți acolo în bucătăria aia. Dar n-ai căldură, trebuie să adui bani să cumperi tot sobă. Le mulțumesc de suflet, dar numai să nu plec în afară, poate. Dacă pleci în afară, dacă nu cumpărești tu bani, ia eu sobă. Nu cumpăr bani, eu fac bani. Atunci dacă faci bani, te lauzi că ești bucătar, că atunci când faci și nu ești în tare să cumpere sobă, îți cumpără ăștia pat. Da, le mulțumesc din suflet. Uite, ți-a lăsat bucătăria mare să dormi în iar tu. Da. Dar să-ți ia pat, să nu mai dormi tinuit pe scaune. Da, să zică oamenii că ești sunt tinuită pe scaune. Știu, deci chiar m-a sunat cineva din Severin, nu pot să spun, nu pot numi numele. Și te cheamă acolo? Nu, a fost o chestie care,
dacă cineva te teamă, Ioane, pui mie, îți dau de legare să pleci. Dacă te teamă cineva și îți dă condiții. Să nu mai pui de condiții, poate cineva vede din condiții, toate... Eu condiții știu să-mi fac singur. Din toți panii noștri... Eu sunt o persoană curată, mie la știe că sunt bă, persoană toți curată. Bă, toți panii care le pare rău de tine... Dar uite-te în telefon, nu te uita în jos. Și care vrea să te ia, să ceară de la mine că e pe dat să merg cu mare plăcere. Să ai condiții la iarnă, că de zăpada, de iarnă și frig, mor de frig. Nu, anul ăsta nu prea avem zăpezi, pentru că vă murim noi de frig, dar minte. De meteorologie. Nici că noi, nici noi n-avem căldură, nu vezi că n-avem căldură. Să ia centrală, să cumpăr și eu. E vorba de meteorologie, hidrologie, există mai multe în paranteză, doamna Maria. De ce când Mihaela a venit cu mâncarea după tine, ai spus că nu mănânci da, tu? Mănânc, dar trebuie să gândesc și eu. Mihaela. Cum? Ai vorbit urât o, chiar Ioane, i-a spus. O iarnă întreagă te-a țărnut la Pitești, Mihaela, și trămetea și bani de la București. Cum ți-i vorbesc? Prin poștă. Cum ți-i vorbesc? Ia spune ce ai vorbit. Da, Mihaela. Am venit la poartă după tine să te întreb, Ioane... E... Sunt și eu. Ai zis că tu nu iei de pomană. Hai mă gândeam. Tu aveai de pomană? Păi cu mâncare proaspătă era de pomană? Mă gândeam. Ți-am dat mâncare care era popoc. N-a vorbit el, a vorbit beutura. Da. Uite, are brățară de aur. De unde ai luat brățara de aur? De la Sfânta Biserică. Da, ți-a dat-o Dumnezeu. Semnul. Dar Dumnezeu îți spune să bei și tu câte o par cu bem noi, dar nu să bei. Și am și o icoană frumoasă. De la... Dar nu să bea Ioane peste măsură. Pune la piețe, cum ai beut, dar vreau să recunoști față de oameni că l-ai beut. Ce știi de vreme? Am și acum la mă vreau să recunoști, că spui de te duci. Dacă duc, vrei. Dacă vrei, duc și cumpăr eu, personal. De așa, vezi, am da. Om care îmi dă, ia, bă, îți dau și Ioane, două și nu mai trebuie nimica, dar vreau să spun. Dar uite-te la mine, uite-te în telefon, așa. Vreau să spun la prieten că ai beut și știre de vin, ai lăsat să bem da, să vă, să câte o parut. Să fiu sănătos că ți-aduc eu. Aduce el, mă, vezi? Nu e mare scopală, că la mine nu știu mare scopală. Eu știu cum să dau un randament pentru a desfășura o activitate personală în familie. Hai, adă-mi coace să filmăm, să mă duc să adun alea de pe masă. Hai să mă ajungi pe mine să adun alea de pe masă de acolo. Hai că mergem cu noi. Hai. Ia-o pe aici, hai. Adună parfumurile goale și mie du-le la giuvetă, că nu pot cad cu ele. Că le spălem, pune-mi-le la giuvetă, nunt. Tot, toate farfurii. Și să vii să spun să mănânci. Să uscară și flori, prieteni. Adună parele odată alea de pe masă, toate. Toate parele dure acolo. Prieten, când e treaz, e bun. Când e ber, nu te mai înțelegi cu el. Da. Asta e, prieteni. Pune sucurile alea în ființă. Pune-le acolo la diuvetă, că le spăl eu. Așa-le bă acolo. Da, le bai la frigider. Asta este prieten, am pus să face ciorba aia până vine el. Ăștia, Ioane, du-le la el în frigider, nuntru. Ăștia și cu... și cu asta. Bă, nu sarea, nu poate sarea în frigider. Nu, pui pe masă. Pune pe masă acolo, na. În bucătărie acolo lui. Așa. Bă, aici e un hol. Da, hol. Bucătăria nu, aia lui Leu. Prieten, când e treaz, e bun. Când e beat, nu te mai înțelegi cu el. Da.
Se face ciorbița aia, când vine el, răcita și mănâncă. Mai usărățile din curcan și puțin să-i fac ciorbă. Prietenul prea are stabilitate, cade, de-aia mi-e frică când se duce undeva. Să nu se ducă singur. Să nu cadă. Și du-i apa aia, că Fusăiev de-a dus-o apa asta, de firmai, că n-au cine. Pune-o în frizier, acolo faci loc ca să aibă apă, să bea noaptea, că n-are apă, să nu mai cumpărăm. Să aducem de la izvor, da. Uite câte un bidon de ăla, să-i adus să bea el. Lasă, lasă, nu te mai uite acolo, că sunt ale lui Ali, nu băga tu ote acolo. N-auzi? Nu stă la mine. Nu stă tale tale, bagă. Ia-și farfuria asta de mâncarea lui. Nu, nu, lasă sucuri la pară. Ia farfuria asta. Așa. Vreau să nu cadă. Aplicat, lasă de la mine în liber, în scăniză. Și asta este prieten, când de trează e bun, bun. Când e bun, nu te mai înțelegi cu el. Ați văzut, a venit Luci și ne ajută, Stela, e frumos, așa. Nu-i frumos, prieteni. Acum a ieșit și tate din casă. Vină tate, că e mai aproape. Să-i mai măturășesc, să-i mai șteargă în cameră. Dar nu vine. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic, prieteni. E rușine, vin femeile. Nu-i rușine venit Luci și Stela și făcut curat? Să mai faci tu cu tate curat aici pentru Leo când este. Păi veni Stela, e frumos. Și Luci. Nu, nu, nu după aia, nu după aia. Pune, pune sucul în frizierul ăsta. Vreți că m-a pregătit de o muntă puternică? De ce scoți și Luci îl dă tu afară din frizier că să nu mănânc e sărat, auzi? Mie îmi place sărat de ăsta, bagă sucul acolo. Ai voie, mă, că te îmbolnăvești. Dar tu ai voie. Tu ai voie? Nu, nici eu nu prea mănânc. Ei, tu ai voie. Mănânc constant. Hai, hai. Hai, bagă sucul acolo. Bagă-l sus acolo. Mi-a zis chiar câmpiana, într-adevăr. Da, ține. Mi-a zis câmpiana, l-a fumat ăsta. Nu știu de. Mi-a zis câmpiana, l-a fumat. Să-l spune pe parfurie, ține. Lasă-mă, nu, că nu mănânc acum. Pe... Nu mănânci. Îți spun, mi-a zis câmpiana, l-a fumat-o și Memo, Ioane, să ții la mama lui Leo, la Guiconia, că a fost ca mama ta. Te-a crescut de mine, de... Nu mai... Vezi, vezi cum se spune lune. Și, și Goică, tatăl tău, care dormeai spate la spate cu el și muncei ca robul cu el. Vezi cum te învață lumea. Da. Ia mătură un pic să plec aici, că poate vine cineva și fărașul și mătură. Hai că după aia mă bărbuiești o ribă. Atât că nu mai e, să dai cu mătura și gata. Mă bărbuiești o ribă. Te duci la Sandu, ciorbea. Dar eu nu știu ce e asta, sâmbătă, vineri. Vineri? Ai? Joi. Joi și mâine e vineri. Dă-i, vezi că nu mai știm nici zilele. Dacă am pe creierul meu bun, ca doctorat. Eu nu știu, am sunat-o pe Olga, n-a răspuns. Poate ajunge și ea să vină acasă. Poate, nu se știe. Dar cătă l-ai văzut pe oraș, că a venit cătă acasă. Lasă, lasă acolo cabrul, că e lui Leo. Să pună ăla ca când vine. Fă, zacă, dă tuși cu priza jos, ia-o și-mi pune-o. Că-ți beară ăsta. Ai priza? Pune priza pe masă. Nu, se încălcătură mă. Pune, pune acolo priza pe masă. Așa, lasă-o acolo. Să adui și tu hainele, uite, de acolo, că să vedem în filmări. Nu-i frumos așa să lași haine pe toate pătrele? Că ți-am spus să le arunc dacă le văd așa pe tot. Bagă-ți-le în jantă, bagă-le undeva. Da. Nu-i frumos, Ioane, să ții hainele așa. Te învăț și te învăț de-așa. Când ești treaz,
Bă, trebuie să înțelegi. Și să nu mai vii beut pe Leo, că te omoară ăsta. Nu mai veni beut, că nu te suportă beut. Uite, îmi trebuie și mie o femeie să spală cu oarele câte vreme ea frumoasă. Că pe urmă iar să schimbă vremea. S-a învățat câinii ăștia de să bagă și aruncă de stace tomberoanele. Da. Așa vezi că nu mă reu omul de muncă. Faci și tu puțin și pe urmă te duci în treaba ta. Dar tu să nu ne ajungi pe noi deloc. Vezi, papi, că nu te-a mai luat. Dă-i cu mătura și sus. E plecat. Dă-i și sus pe aia. Băi, lasă-mă, nu se dă cu mătura pe masă. Vezi că e o ortie mai de jos. Niciodată să mai... Și de ce nu te-a mai luat, papi? Vezi că nu vrea să te plătești. Păi plecați oamenii, nu? Unde e plecat? Nu știu, abonăm. Nu știu. De unde să știu, nu pleacă și ceva. Oamenii mă cheamă. Îți salut prietenește. Te doresc sănătate, bucurie. Când mai duce la... La Didima, la Severin, să iau două, cumpăr două tomberoane, să nu mai aruncă gunoaiele câinii ăștia. Să iau de-ai mari de ea. Vezi că știi. Vezi cu iconia, că știi. Am vrut să iau și atunci, așa nu m-a lăsat Leo. Uite, iar desface câinii și aruncă. Pune pe ei ceva ca să nu mai desfacă câinii. Pune greutate în niște bolțari de pe cuptor de acolo. Pune pe gunoaie ca să nu mai le dă câinii cu ei jos. Pune și în lada aia acolo. Așa, mamă, ca să nu mai fărmă câinii, că noi măturăm și câinii fărâmă. Ia coșulețul ăla al gol să adunci apa în el. Care? Ăla. E gol? Adună ceapa aia roșie, că-ți place să mănânci apă, știi? Unii mi-a plăcut mie. Pune acolo. Pune-mi coșulețul ăla. Să punem lucrurile la pont, că ale noastre sunt, nu le la altcineva. Așa, și o pui acolo pe raft, pe acolo pe brâul la fâișor. Să cumpărăm ceapă, usturoi, că nu avem nimica. Roșii, să fac eu bulion. Deci n-arunca așa, aruncă la gunoi. Te duci în față că răstornară iar acolo, ia mătura și acolo. Îți spun să mănânci. Hai bine, hai, mai reveni mai târziu, prieteni. Tu te la nuntă, la ciorbe, hai. Ciorbița. Uitați, prieteni. Ciorba lui Leo, când vine de la dinți, să mănâncă ciorbică. E făcut ea afară, la ceaun. Așa vrea el, mai gustoasă, la ceaun. Da, o să-mi fac și aragazul ăsta să pun, să cumpăr doză. Da. Acum am curat. Acum, ăla-i vasele. Ioane, unde e Alin? În casă. Dar unde luați țugurile? De la prețul meu. Ei. Stai, stai că iau două boabe iau. E de țâța caprii, original, nu e? Da.
Ce? Nu mai atâta. E original, nu e din vie, din bol. Păi tu furtunul să uși e frot la mai târziu. Bă, mai târziu, nu acum, e cald. Hai bine. Dormiți? Da. Vă închide ușa! Ușa, patronul! Hai, acum putem.